ani, voi veniți în Comuna Șenca Nouă, unii veniți de departe, unii veniți chiar de aici. După cum știți, tocmai ne pregătim de evenimentul tradițional pe care avem, Festivalul Cetelor de Ficioare, din țara Brașovului. Se va întâmpla destul de repede și înainte vom face o acțiune sub patronajul grupului de acțiune local Răsărit în Țărâful Brașovului. Uite, deja o ceată de ficior, văd că și au și ajuns. Și câteva informații foarte importante și practice și utile pentru cei care sunteți interesați de absorbția fondurilor europene și de anumite reguli. O să las partea tehnică invitații noștri să vă spună lucrurile concrete cum sunt. Deocamdată mă bucur că nu sunt singurul bărbat pe scenă și m-am dat aici aproape de Domnul, că pe partea stângă am numai doamne, deci noi promovăm frumusețea. Și o să rog pe doamna Maria Palti să prezinte invitații, pentru că avem invitați de la Minister, de la București, au făcut cale lungă, trebuie să se întoarcă până acasă, astfel încât eu nu o să vă îngrijesc prea mult, în asta ce n-am înțeles, puteți să întrebați. Și pasta. Vă rog, doamna Palti. Și îți dă carte. Această acțiune pe care noi am întreprins-o, ca și GAL, folosesc prezentarea grupului de acțiune locală, se desfășoară sau s-a desfășurat pe parcursul a două zile. El a fost la Cocăcel, unde am avut mai mulți invitați prezenți, care astăzi, bineînțeles, că au trebuit să plece la Minister, că încă anul s-a încheiat și sunt multe lucruri vechiat în ultimele zile și doamnele va trebui să ajungă astăzi seară și o să le scuzați dacă pleacă mai repede. Dar venirea acestor reprezentanți ai Ministerului și ai Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală pentru noi a contat și va conta foarte mult. Relațiile între galul nostru și, de fapt, între toate galurile din țară și fondurile superioare trebuie să fie foarte strânse pentru că noi în permanență suntem monitorizați și în permanență dăm socoteală, dar nu numai suntem informați și ținut la curent cu tot ce se întâmplă vis-a-vis de programul pe care noi funcționăm și anume măsura LIDER. Să revin acum la Asociația de Acțiune Locală. Aceste galuri funcționează în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală și poate unii dintre dumneavoastră știți ce însemnează Programul de Dezvoltare Rurală, poate chiar sunt persoane în sală care au proiecte în derulare pe fonduri europene pentru că asta se ocupă Programul Național de Dezvoltare Rurală și inclusiv măsura LIDER cu accesarea de fonduri europene. Pe măsura LIDER pe care noi funcționăm și despre care o să vă spun câteva cuvinte, funcționează doar galurile. Deci sunt finanțate doar galurile. Ca să fie finanțate, aceste galuri ar trebui să întocmească o strategie de dezvoltare locală, strategie pe care noi am întocmit-o anul trecut și în cadrul căreia ne-am propus niște obiective. Aceste obiective se concretizează în 11 măsuri pe care noi le avem pe GAL Răsăritul Țării Făgărașului și pe care dumneavoastră ar fi foarte bine, dacă sunteți interesați de fonduri europene, să le studiați. Mă veți întreba cum le studiem. Pe site-ul nostru, galrtp, adică de la Răsăritul Țării Făgărașului.ro, veți găsi toate datele, atât despre Asociația GAL, cât și despre măsurile pe care noi trebuie să le implementăm și pentru care avem alocat 1.614.000 de euro pe o perioadă de 3 ani, de fapt, pe o perioadă de 5 ani, dar proiectele se pot depune doar până la sfârșitul 2019. Noi am lansat deja măsuri și dacă vă uitați pe site sau dacă veniți la sediul nostru, care, repet, este în primăria Comunei Șinca, la etajul 2, și unde suntem în permanență programul de lucru de la ora 8 la ora 16, suntem 4 angajați. De multe ori ne găsiți și până la ora 21, 22, 23, când avem de lucru, deci oricând puteți să veniți să
ne întreba să luați legătura cu noi. Veți spune unii dintre dumneavoastră de ce să vin la LIDER, de ce să vin la GAL, că pot să fac proiecte pe programul național. Și o să vă spun de ce. Pentru că modul de abordare, modul de scriere a proiectelor, modul de implementare, sau am trecut peste modul de selecție al proiectelor, este mult mai comod pentru dumneavoastră, nu mai simplu. Pentru că pentru noi este foarte greu, dar pentru dumneavoastră este mai simplu. Proiectele de GAL se depun la sediul GAL. Evaluarea proiectelor se face în cadrul echipei GAL și proiectele pleacă mai departe la agenția de finanțare sau la Alba Iulia, depinde la care din forumele superioare considerăm că trebuie să ajungă. O să mai fac o verificare, deci nu e suficient că noi spunem proiectul este selectat, este bun, poate să fie finanțat, o să mai facă și ei încă o verificare și după aceea se va încheia contractul de finanțare. Timpii de lucru între perioada când se depun proiectele și perioada în care se semnează contractele este mult mai scurt față de proiectele care se depun pe PNR. Din acest motiv, eu insist și chiar vă rog, care vreți să depuneți și vă rog să depuneți, scopul este, prin GAL, să dezvoltăm teritoriul GAL-ului. Nu v-am spus pe ce teritoriu se întinde GAL în Răsăritul Țării Făgărașului. Cuprinde 7 comune, între care Șinca, Colba, Fârseniu, Mândra, Șercaia, Părău și Comăna. Deci noi ne întindem ca acțiune pe teritoriul celor 7 comune. Ca și membri ai asociației, avem cele 7 unități administrative teritoriale pe care le ascund de cele 7 primării, la care am adăugat Consiliul Județean, care a venit și ei ca membri. Avem 21 de societăți comerciale sau persoane juridice, pentru că avem și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate și SRL-uri. Și avem 8 ONG-uri și asociații de producători. Văd aici pe doi domni de la Mândra, care au asociația de producători. Ei, toți acești membri ai asociației ar fi bine să vină să depună un proiect pe GAL. Pot să depună orice cetățean din teritoriul GAL, chiar dacă nu sunt membri activ ai asociației, pot să vină să depună proiecte. Ne dorim, ca să creăm baza structurală pentru viitor, ne dorim ca să vă informăm și să fim lângă dumneavoastră, privind modul cum dumneavoastră puteți să câștigați prin acțiunile pe care trebuie să le desfășurați. Avem în teritoriul nostru case frumoase. Avem camere dotate, poate mai bine decât în orașe. Dar le ținem închise și ajungem acolo când suntem cu mâinile pe piept. Ori aceste camere pot fi folosite pentru câștigul dumneavoastră. Aceste camere pot să intre într-un circuit turistic. Pentru a ști cum și ce trebuie să faceți să le puteți introduce în circuitul turistic, noi vă stăm la dispoziție. Noi să invităm ori de câte ori aveți nevoie de niște informații legate de autorizare, legate de modul de funcționare. Dacă noi nu suntem în măsură să vă răspundem, chemăm persoanele potrivite și persoanele autorizate să vă dea aceste informații. Aveți produse locale, produse foarte bune. Nu vreau să vă spun aseară și cred că doamnele pot să confirme și colegii care au fost la masa noastră, am avut brânză din teritoriul dumneavoastră, din comuna dumneavoastră. Au lăudat-o, au zis că la București nu se găsește așa ceva, dar mă întreb cum o valorifică cel care o produce. Deci noi trebuie să ne creăm piețele noastre locale. Și ca să le creăm astea, trebuie să depunem niște proiecte, să le formăm. Dacă dumneavoastră reușiți să cooperați, dacă reușiți să vă asociați,
să facem mici asocieri prin care noi să fim în stare să ne vindem produsele noastre care sunt de o calitate deosebită și care niciodată nu o să concureze produsele din mall. Nu știu de ce ar trebui ca cei care nu produc în comunele noastre să meargă să cumpere de la Kaufland, de la Lidl sau de la alte magazine, brânză, telenea, ouă, carne, cârnați, deci tot ce produce, inclusiv legumele, inclusiv fructele, nu se compară cu ceea ce sunt în supermarketuri. Ori dacă dumneavoastră, nu mai agit, nu o să pot să fac, nu reușesc, însemnează că știți cum e cu pasărea pe limba în piele și noi vom sta și ne vom plânge că nu avem și că nu avem ce să facem cu laptele, că dăm la porci și mai nu mai ținem nici porci și așa mai departe. Deci, nu știu dacă am fost foarte explicită, care este rolul GAL-ului și care este rolul programului lider pe care noi vrem să-l promovăm astfel de aici și nu numai. Noi am avut întâlniri și la primărie, am avut întâlniri în tot teritoriul GAL și am încercat să explicăm, dar receptivitatea din teritoriu este foarte mică. Și asta ne doare și din acest motiv am încercat să facem acest eveniment de o amploare mai mare, prin care să vă stârnim puțin, să vă gândilăm puțin, ca să încercați și să veniți să depuneți proiecte pe GAL. O să avem măsuri deschise în continuare, avem prin toate domeniile și poate că este prematur să ne gândim la următoarea strategie de dezvoltare locală pe care o să facem și cu siguranță o să facem mai bună decât asta, pentru că întâlnindu-ne cu dumneavoastră și cu oamenii din teritoriu, am văzut mult mai bine care sunt necesitățile, care sunt oamenii interesați și atunci când vom face strategia, sincer vă spun, o să apelăm la oamenii care vor să facem ceva. Noi putem să concurăm oricând cu orice oraș, cu orice sat de dincolo de granițele României și să vină ei la noi să vadă produsele, să le guste, să le vindem și noi să trăim mai bine. Eu cam atât am avut de spus. O să vă rog, dacă aveți întrebări, să puneți întrebări, o să vorbească și colegii noștri, fiecare este axat pe un domeniu, de exemplu, domnul Tudorache o să vorbească despre produsul local și va spune și eu câteva cuvinte despre produsul local și despre produsul tradițional. La dumneavoastră s-a certificat, ați fost certificați bio. Am înțeles de la domnul primar că nu ați fost foarte încântați și că coloasele n-au venit așa cum v-ați dorit după așteptările dumneavoastră. A fost într-o perioadă când nu prea s-a pus baza pe chestia asta. Eu vă spun, domnule primar, și sunt convinsă că dacă vom începe din nou cu produsele bio, vom începe din nou cu produsele tradiționale, vom avea al succes și va trebui ca să ajungem până când să creăm branduri, să ni le autorizăm, să mergem cu ele peste hotare și să putem să facem comerț așa cum trebuie să facem. Eu aștept întrebări. O să fie și domnul Ungureanu care o să vorbească despre produsul montan, pentru că aproape tot galul nostru se situează în teritoriul montan și nici din acest punct de vedere nu s-a făcut nicio mișcare. Sunt o serie de avantaje pentru cei care sunt în zonă montană. Sunt o serie de proiecte specifice și dedicate acestor zone cu anumite avantaje și ar trebui să profităm de aceste lucruri. Mai ales că la dumneavoastră aveți oi, aveți animale și dimineața când vin la muncă, când văd animalele pe mijlocul drumului, că se duc singure și știu unde să se ducă și de unde să se întoarcă, sincer vă spun, mi s-a părut ceva deosebit. Deci încă aveți potențial și se poate face ceva pe proiectele europene și pe fondurile europene. Să nu vă fie teamă. Până acum, majoritatea s-au plâns că accesarea de fonduri europene este greoaie. Este stufoasă, sunt documente multe, așa este. Este greoaie, dar la sfârșit o să vă bucurați. S-au mai simplificat multe lucruri în ultima perioadă și tocmai din acest
motiv am invitat pe domnii de la București să audă necesitățile și dorințele dumneavoastră să se încerce să se îmbunătățească legislația și, bineînțeles, documentația care trebuie să o facem pentru accesare de fonduri europene și de urmărire, de monitorizare a punerii în practică a proiectelor pe care le facem. Eu vă mulțumesc și o să dau cuvântul colegului Ungureanu, care este... Nu? Nu? Domnul? Domnul. Care doriți? Deci, cum doriți? Vă mulțumesc. Valentin Zorac este numele meu, fac parte din Autoritatea de Management pe Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, regiunea 7 Cent. Intrând în comuna dumneavoastră, am fost foarte surprins să văd, deci dumneavoastră sunteți deja sate europeane. Nu sunt multe sate în România care să aibă această denumire. Sate european înseamnă că aveți o ștachetă foarte înaltă. Ce o să vă prezint astăzi? Încerc să vă provoc la o definire, ceea ce încă nu există nici în Europa, nici la noi, de ce înseamnă produsul local. Produsul local, avem timp foarte scurt, și o să vedeți la final, că vă rog să colaborați, să aduceți ideile dumneavoastră, domnului Vasile Grecu. Noi o să le încercăm să le sintetizăm și într-un viitor, nu cred că foarte îndepărtat, va fi un grup de lucru lider fix pe produsul local. Ce înseamnă produsul local? Am luat din DET. Produsul local poate să fie numai alimentar, poate să fie și non-alimentar. Și vedeți ce spune în DET. Ce, iarăși, ce este un produs local? Din punctul nostru de vedere. Aceste slide-uri vor fi tot timpul cu semnul întrebări. De ce? V-am spus, nicăieri nu este definit adevăratul sau în adevăratul sens produsul local. Asta trebuie dumneavoastră să vi-l definiți. Teritoriul dumneavoastră să vi-l definiți. Ați spus că aveți animale extraordinare, aveți zonă ecologică extraordinară. Atunci șarjați și nu așteptați de la minister, de la noi sau de la agențiile de pește să vă dea ideile. Dumneavoastră sunteți un teritoriu, sunteți jos în sus, asta înseamnă liderul. Deci încercați dumneavoastră să vă definiți produsul local și impuneți-l. Aveți formație foarte clară, aveți organizație FNGAL, Federația Națională a Galurilor pe România, foarte puternică, face lobby pentru dumneavoastră, dar fiecare pe teritoriul lui. Că un produs local, care la mine, poate dincolo, nu este produs local. Eu vă spun că avem cu ce lupta. Aveți pe Vasi, ce este ok. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Eu aș pune o întrebare, două, la dumneavoastră, ca să nu vorbim mai despre produs local ca o definiție. Ce credeți că s-ar putea vinde din ceea ce produceți dumneavoastră și s-ar putea vinde ca produs local, ca produs care emană de aici, din Cinca Nouă, din țara Făgărașului? Și, deci, cam ce am putea fi? Că Vali a vorbit despre produs local, tot produs local, dar ce e la produs local? E... Hai să dăm niște exemple, nu trebuie să definim acum, că au zis că rușine, până acum nu se rușim noi astăzi, să definim produsul local. Dar ce ne poate scoate pe noi în față, față de alte zone și cu ce calitate? Adică, un produs de calitate. Ce ziceți dumneavoastră? Sunt președintele Asociației Pescătorilor Animale din Muntea, mă numesc Vasile Iorna. Deci, produsul tradițional în zona noastră este cârnații de casă, brânza, care toamna Pakistanului American este o brânză foarte bună. Da. Deci, brânza de oaie, telemea și brânza făcută brânză, mai este telenoa de bigoriță, cârnații de porc, șunca, slănina. Deci avem produse foarte bune în zona Făgărașului. Dar nu sunt promovate. Eu vreau să vă spun că am participat la câteva târguri, la Cluj, la București, și
sunt un... Deci meseria este de administrator, de gustător de produse. Vreau să vă spun că am gustat de la brânză, n-am găsit o brânză tradițională ca în zona Făgărașului, de bun. Deci nu se mai face brânza fermentată. Toată lumea dă brânza prin mașină. Și am întrebat câțiva producători de brânză. Doamne, de ce nu faceți așa? De ce noi suntem în el, în el? Iată. Deci îmi pare rău că n-am... Trebuia să mă aduc niște produse făcute de mine. El trebuia să veniți la Covăceva produsele. Nu, nu a fost anunțat. Și azi nu am avut timp să pregătesc câteva produse, să le prezint. Deci, eu i-aș propune la domnul Vasile, ca pe galul celor 7 comune, să facem un târg de produse tradiționale. Și bine mândra, bine șinca, bine toți. Și cu vânzare, dar nu prețurile care s-au dintr-o dată care costă și 400-450 lei la un de grânață. Nu, domne. Fă-mă un preț ca omul să poată. Și am întrebat, domnule, de ce vin? Păi ce acum am găsit și eu, pentru că am mai găsit. Eu atât am avut să vă spun și vreau o propunere care s-o notați și vreau ca cât de curând să mergem. Nu, suntem însă, ca sentimentul dumneavoastră, chiar acum colegul de la Vatra Tornei mi-a șoptit la ureche, ce ziceți, doamnă, dacă facem un târg de produse, dumneavoastră vă ocupați să strângeți oamenii și să strângeți produsele și venim noi de la Vatra Tornei și cu ale noastre și cu organizarea, pentru că au experiență și să vedem ce iese. Pe lângă discuția asta de produs local și că e un pic de diferență între produs local și produs tradițional, am uitat să vă spun că un lucru. La noi încă nu s-a obișnuit și nu se obișnuiește să facem piață locală. Vreau să vă spun că chiar dacă sunt doi producători, dar avem un loc amenajat, o piață locală, unde să înceapă să vină producători, că vin cu ouă, că vin cu morcov, că vin cu brânză, sunt convinsă că în fiecare comună sunt familii care nu produc. Eu vă spun despre mine, eu nu cultiv, nu am animale, vreau să cumpăr lapte, vreau să cumpăr ouă, vreau să cumpăr brânză, n-am de unde. Dacă bag la ușă la cineva, când dă pe litri de lapte, când încerc, întreb cât costă. A, lasă, doamnă, că nu trebuie. Eu mă simt prost. Trebuie să-i dau banii, nu pot să-i iau, nu? Și ca mine sunt mai mulți. Ori încet, încet, în acest fel, dacă se creează piața locală și după aceea tot pe programul lider, pe măsurile pe care noi le avem, creăm lanțurile scurte, așa numite, ce o definiție așa a lanțului scurt, adică putem să vindem produsele noastre în piețe până la o distanță de 75 de kilometri de la noi. Adică noi am putea să ne ducem și să ne creăm un stand în piața din Brașov și să mergem cu produsele și în Sibiu. Și să ne ducem cu produsele noastre să le vindem acolo. Dar degeaba dacă este un singur producător care are 4 cuburi de telemea, care nu se deplasează până acolo. Costurile de deplasare și de desfășurare a vânzării sunt mai mari. Ce mai bine nu mai duc și o dau sau ce știu eu ce fac. Deci asta este rugămintea noastră și dacă am începe să creăm astfel de piețe locale și după aceea să creăm lanțurile astea scurte, vă garantez că viața cetățeanului de la sat, de la țară, se schimbă. Și așa trebuie să începe. Da, pentru continuare, am omis să vorbesc de piață. Dacă cineva din și ca nouă îmi spune că l-am nimerit pe domnul Mândra, să știți că domnul primar nu v-a anunțat, m-a putut de ieri, ori fost din toate comunele, numai din Mândra, nu a fost. La Copăcel, da, îmi pare rău. Comunicarea se lasă că a fost, a fost corectă, deficitară. Eu știam că toată lumea este anunțată. Probabil a fost un scurt circuit undeva. De la Șinca, de la Șinca nouă ce vinde? Ce ar fi cel mai... Sau de la comună? Ce ziceți? Hai că ei vă iau prin întâlnire, deci mândra comună.
ajungem și la cinca lor. Și Comana are un potențial foarte mare, are oi multe, are bivolițe, acum s-a relansat vacea, deci producția de telemea și de lapte, de bivolițe, n-ar fi o problemă. Problema e cu distribuția și problema de fiscalizare, legalizarea, autorizarea să fie totul legal ceea ce se face. Aici trebuie să se lucreze. Și omul, da, asta se trece. Deci până mă autorizez, până ăstea nu mai... Din punct de vedere fiscal, să știți că nu e nicio problemă, puteți să vindeți oricât produce animalul, pentru că oricum plătiți impozit paușat la primărie, pentru de la 3-500, de la... Din punct de vedere al autorizărilor, într-adevăr, este o discuție și nu știu dacă o să mai apuc eu să vă povestesc despre asta. Ducem o luptă destul de mare cu ANSP-ul, Autoritatea Națională de Sanitate Veterinară. Care trebuia să fie astăzi aici. Pentru a relaxa un pic ordinul la 111 după care din locul lor. Dar de șinca, părinte, pe cine să punem din șinca, să ne spune? Cine oferă șinca produs local? Nu? Nu știți ce ar merge de aici? Haideți că aveți multe produse deosebite. Eu am gustat din produsele din șinca foarte multe și sunt deosebite, sincer. Trebuie să ne gândim. Atunci trecem la a doua prezentare a domnului Stoianu. O să prezint de aici, fiindcă mi-am făcut de acasă așa teme, deși aș vrea să-mi dau eu la slide-uri. Mă numesc Dănuț Ungureanu, vin de la Vatra Dornei, 333 de kilometri mi-a arătat că am făcut până aici și tot atât voi face și înapoi. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur că sunt aici. Vin ca și reprezentant al Agenției Zonei Montane. Da. Am subliniat acolo cu roșu, pe lângă celelalte idei, ce este specific și de ce credem noi că zona montană este ceva așa mai special. Este, cum au spus și colegii mei, și se va mai spune astăzi, zona montană este un rezervor de produse agricole sănătoase și gustoase. Și noi trebuie să oferim o alternativă cu efect în siguranța alimentară și sănătatea umană. Altfel spus, cetățeanul de la bloc, da, din marile orașe, începe, acum parcă odată mai mult decât înainte, să caute produse naturale. Pentru copiii lui și pentru el. Noi le avem, doar trebuie să venim în întâmpinare. Piața există, producătorii există. Haideți să ne punem cumva de acord și să certificăm aceste produse ca să putem să vedem consumatorului din marele orașe, care este sătul de mâncat, poate împânturât, plastic din alte magazine. Ca să continui ideea care am dezvăluit-o cu doamna Maria, putem face o întâlnire cu producătorii, locali de aici, de la dumneavoastră, și chiar îmi doresc să facem așa ceva, și să-i ajutăm să-și certifice produsele ca și produse montane. Și o să vedem și de ce. Dumneavoastră vă adunați, noi venim, vă arătăm care sunt pașii, aducem pe cineva și de la direcția agricolă și când am plecat acasă, am plecat deja cu produsul certificat. Trecem mult mai repede, fiindcă... Că după aceea o să uit. Dați încă puțin înapoi. Nu, la ultimul, aici. Aveți acolo scris cu roșu. Zonă montană, rezervor de produse agricole sănătoase și gustoase. Oferirea unei alternative cu efecte în siguranța alimentară și de sănătate umană. Pentru că este vorba de zona montană, aș vrea să vă întreb, plantele din zona montană,
cum putem să le folosim sau de ce documente sau ce autorizații avem nevoie și vă întreb de ce. Pentru că pe programul LIDER, noi la gală Răsăritul Țării Făgărașului, avem una din măsuri dedicată plantelor medicinale și nu numai, din zona montană. Să facem un studiu, pentru că noi am fost într-o zonă în care combinatul chimic de la Făgăraș a venit cu foarte multă poluare, după aceea combinatul de la Victoria Virolaito a venit cu multă poluare și nu știm cum am putea să folosim aceste plante și să le și procesăm, să le uscăm eventual, să le comercializăm. Sunt foarte multe persoane în zona asta cu situație socială foarte precară. Culeg plante medicinale, culeg fructe de pădure, le comercializează la voia întâmplării. Nu știm unde ajung și nu știm ce anume. Cum am putea noi, dacă este prin dumneavoastră vreun mod de a ne dirija, cum am putea să folosim și să autorizăm astfel de... Ceea ce putem noi face doar pentru plantele de cultură, cele de flora spontană. Am înțeles. Probabil că se ocupă alții de legislația europeană, o să vedem noi și cea națională ne dă voie doar la ceea ce înseamnă cultură. La agricultură. Asta este zona montană de România, dar dumneavoastră o vedeți, este aproape o treime din suprafața țării. Ce înseamnă zona montană? 658 de unități administrative teritoriale, 354 de mii locuitori, 47 de locuitori pe kilometru pătrat și așa mai departe. După numărul unităților administrative teritoriale în zona montană, avem județul dumneavoastră, cred că pe poziția 9. Aici am făcut așa, am încercat să facem o statistică, funcție de suprafață, de numărul de unități administrative teritoriale, funcție de suprafață zonei montane în total țară, funcție de numărul de locuitori în total țară. Da, să spunem în câteva vorbe despre ce înseamnă produs montan. De unde a venit ideea asta? Care este legislația europeană și națională? Care sunt condițiile de înregistrare? Cine poate utiliza mențiunea de calitate facultativă produs montan și cum se dobândește dreptul de utilizare a acestei mențiuni? A apărut din anul 2000, întâmplător am participat la acea întâlnire organizată de Asociația Europeană a Țărilor cu Munții Euromontana. Acolo, de acolo a plecat ideea. În 2005 s-a lansat o carte a produsului de montan de calitate. Și mai departe, de ce, spuneam, de ce este nevoie și de produs montan? Păi avem nevoie ca să stimulăm dezvoltarea zonelor de munte, fiindcă în zonele de munte, să știți prea bine, nu prea există mare lucru, creșterea animalelor și foarte multă pământului. Și foarte important, aceasta o voi sublinia, să evităm orice înșelătorie asupra consumatorului. Produsele dumneavoastră sunt grozave. Cine vă crede că sunt de la munte? Vă crede cineva? Unii, da? Unii, da? Nu. Le găsim în punctele de vânzare, poate pe marginea șoselei. Le găsim în diferite târguri organizate la sfârșit de săptămână. Le mai căutăm, nici nu știm noi pe unde să le căutăm. Îl cumpărăm de obicei de la un producător pe care îl cunoaștem. Știm că ăla face prânză bună, că e acolo, e gustoasă, e sănătoasă și o luăm.
Ei, dacă avem această mențiune de calitate facultativă, produs montan, scris pe produsul nostru, asta înseamnă garanția Ministerului Agriculturii că acel produs, într-adevăr, este produs provenit din munte. Deci nu mai putem noi, poate bune, cu intenții sau fără intenții să încercăm uneori să păcălim consumatorul, iar consumatorul are certitudinea că produsul pe care îl cumpără este un produs, într-adevăr, din munte, un produs de calitate. Da, există un regulament 1151 al Parlamentului European. O fază de acest regulament a apărut mai departe în legislația românească. Pe lângă acel regulament, mai avem un regulament delegat, 665/2014. Ce spune acest regulament? Că mențiunea poate fi aplicată produselor obținute din animale crescute, din animale din zona montană, sau crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zona montană, sau pentru cele transumante, cel puțin o treime din piață să fie petrecută în transumanță. Deci acestea sunt câteva condiții obligatorii pentru ca produsele obținute se poată avea mențiunea pe produsul montan. În ceea ce privește hrana pentru animale, hrana destinată animalelor de fermă trebuie să provină în principal din zona montană. În cazul în care hrana provine și din afara zonei montane, aceasta trebuie să nu depășească 50% substanță uscată, iar în cazul rumegătoarelor să nu depășească 40%. În cazul porcinelor, rația de substanță uscată să nu depășească 75% din rația lor furajeră anuală. Mai avem încă două tipuri de produse. Pe lângă cele animale, mai avem produse apicole și produse vegetale. Da? Produsele vegetale, da? Cum povesteam adineauri, acestea trebuie să fie cultivate în zona montană. Este foarte simplu. Iar în ceea ce înseamnă produsele apicole, trebuie ca albinele să culeagă mierea și polenul din zona montană. Iar la ingredientele pe care le folosim în cazul produselor noastre, trebuie să nu depășească 50% din totalul ingredientelor, ingredientele care provin din afara zonei montane. Cam asta spun regulamentele europene. Ca și legislație națională, avem regulamentul mai departe, avem la național. Hotărârea 506 din 2016 și mai avem două ordine de ministru. Ordinul 52 și ordinul 321, ambele din acest an. Aceste două ordine din să spună exact cum se procedează pentru ca să putem obține produsul montan. De ce sunt două ordine? Fiindcă la primul s-au omis asociațiile composesoratele, federațiile care pot și ele, pe lângă persoanele fizice și ceilalți care pot care pot beneficia de această mențiune de calitate facultativă. Și m-am făcut de sfârșit în ca idee în minimat, cine avem? Avem solicitantul care depune o cerere și caietul de sarcini la Direcția Agricolă Județeană. Direcția Agricolă Județeană înregistrează cererea și deschide un registru de autocontrol.
Dacă unitatea de procesare se află în zona montană, se verifică la fața locului, în pasul următor, dacă nu este în zona montană, deja se respinge dosarul. Sunt câțiva pași, spuneam inclusiv cu o verificare în teren, să se vadă dacă produsele sunt făcute acolo, în zona montană, iar în final se transmit aceste dosare caietul de sarcini la Ministerul Agriculturii, iar Ministerul Agriculturii eliberează un certificat prin care cel care, solicitantul poate, prin care îi se dă voie solicitantului să își pună mențiunea produs montan pe produsul lor. Nu are nicio sigla acest produs montan încă, deoarece regulamentele europene nu prevăd acest lucru. Dar se scrie sub denumirea, pe etichetă, sub denumirea produsului, se scrie produs montan și numărul din registru de la Ministerul Agriculturii. Și atunci există certitudinea că acel produs, conform acelui număr de înregistrare, 1, 2, 3, 5 și cât vorbesc dumneavoastră, este într-adevăr un produs montan recunoscut. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, cam asta a fost în limit foarte mari. Dacă cei care sunt interesați au întrebări, putem să le discutăm în pauză, să nu, știu, blocăm acum programul sau putem face acum în plen. Și repet, cu invitația de a încerca să vă organizați, producătorii, să ne întâlnim și să, cei interesați, bineînțeles, și să vă ajutăm să vă autorizați. Față de celelalte produse tradițional, ecologic și așa mai departe, această mențiune de produs montan se obține mult, mult mai ușor și cu costuri relativ mici sau foarte, foarte mici. Vă mulțumesc! Mulțumim! O să vă rog că dacă mai aveți alte întrebări, domnul Lecănic Mințu, vreau să vă spun și eu câteva vorbe despre modul cum am conceput să facem această legătură între producător și consumator printr-un proiect care poate pentru unii nu este chiar prima dată când auziți de el, care se numește Mod Țărănesc și care pleacă de la ideea că consumatorii care își doresc produse naturale, tradiționale și sănătoase de la țară, sunt și oameni care, în general, sunt foarte ocupați și nu-și permit să caute aceste produse până deschidem noi magazinele în orașele mari. Nu-și pot găsi timpul necesar să vină să se aprovizioneze de la dumneavoastră. Și atunci am conceput un sistem care poartă numele acesta de Mod Țărănesc și prin care oricine poate să-și valorifice produsele pe care le realizează în gospodărie din când în când peste necesarul propriu, prin intermediul tehnologiei, respectiv prin intermediul telefonului mobil sau al calculatorului, prin care cumpărătorul îl găsește înregistrat pe producător. Acest sistem poate că pare la început greoi că vorbim despre telefoane un pic mai deștepte, că nu pot să fie din alea cu butoane. Dar să știți că e destul de simplu să le folosești și chiar am un exemplu de o tanti care se joacă pe tabletă toată ziua, așa că dacă a învățat să se joace pe tabletă, cred că poate să învețe și să își treacă produsele și să și le promoveze. Prin sistemul acesta, sistemul este deschis pentru toată lumea, este gratuit ca să se înscrie, dar evident că cineva trebuie să se ocupe să ia produsele de aici și să le ducă la Brașov. Cu două calupuri de brânză, exemplu de adineauri, nu se duce nimeni la Brașov să vândă. Dar o mașină care face numai treaba asta și adună de la 20, de la 50 de oameni din
comună produsele și le duce într-un centru de livrare la Brașov sau le duce efectiv acasă la cei care le-au comandat, evident, contra costul transportului, ar putea să fie o soluție care să înceapă să miște lucrurile de jos în sus. Și acest sistem pe care vi-l prezint așa pe scurt, prevede, dacă vă uitați pe slide, câteva chestiuni foarte practice. E vorba de a produce și a folosi numai îngrășăminte naturale, de a folosi cât mai puține chimicale, de să producem și să mâncăm românește, presupune să folosim niște mijloace, așa cum am arătat prin telefon și prin acele pătrățele negre, se poate accesa direct magazinul pe care îl deține fiecare producător, o mașină frigorifică care vine și adună produsele, respectiv un centru de sortare în care produsele, vedeți, produsele astea nu sunt de la noi. Alții fac deja treaba asta în alte state și, după cum vedeți, acolo este și cartof, este și ceapă, există și containere speciale pentru prânză, pentru carne și totul se merge pe rodițe ca să nu ridicăm prea tare și să nu ne spedim. Și sortând aceste produse, să le putem duce după aceea celor care le-au comandat. E nevoie de educație și dacă nu facem noi, deja alții încep să o facă și în București. Există o inițiativă de genul acesta și, din nou, o să fim sclavii, în ghilimele, multinaționalelor care ne plânge că vin peste noi și ne iau profiturile, dar nu facem nimic ca să îi combatem. Deci, pe scurt, ar trebui în cursul săptămânii să primim comenzile. Când primim o comandă, telefonul ne atenționează, vezi că trebuie să te uiți pe să-mi faci toată ziua, să cauți pe internet dacă ai sau mai comenzi. Trebuie să învățăm să ambalăm produsele, să învățăm să le etichetăm frumos și să învățăm să fim drăguți cu cumpărătorii și, din când în când, să ne mai punem și câte o legătură de pătrunjel bonus sau două cepe când o comanda Sălina, ca să știe cu ce să mănâncă Sălina, nu cumva să recurge. Și la sfârșitul săptămânii să ne ducem cu produsele în curtea unuia dintre dumneavoastră, mașina vine și de ea, la tura următoare va duce banii de la cei care l-au cumpărat. Așa ar putea funcționa simplu treaba asta. Există, adică este o singură problemă. Trebuie să existe un om care să vadă în transportul și comercializarea ambalajelor o afacere de familie, să-și o asume și să acceseze fondurile europene. Vreau să spun că se poate accesa fondurile europene și pe măsură 64 pe național. Și avem și la cal bani pentru, pe măsura nouă, pentru realizarea unui astfel de lanț scurt, că până la urmă ceea ce am prezentat este un lanț foarte scurt. Produsul și prețul și totul se întâmplă între consumator și producător. Intermediar între cele două elemente nu există, decât un transportator care ia pachetelul etichetat și închis și îl duce, la fel cum vine fan-curierul cu pachetele din București cu electronice, am putea să trimitem și noi înspre București pachetele cu hrană sănătoasă și să facem lucrurile să meargă. Eu atât am avut de spus, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc celor care s-au deranjat ca să vină astăzi aici și să le prezintă lucrurile atât de frumoase.